Scurtă vreme, zice Domnul, se mai aprinde un foc pe pământ. Și iată, furia lui va fi mare și plăcrele vor mistui mult, zice Domnul. Pământul va fi înverit cum se înverește un trup cu haina lui. Așa va fi înverit pământul cu o mare îngrijorare, zice Domnul, de la o margine la alta. Dar poporul meu, zice Domnul, se va bucura, va fi înverit într-o nădejde care eu am să-l îmbrac, zice Domnul. Că el va trece prin focul acesta, zice Domnul, și iată, nu va fi vătămat niciunul, zice Domnul. Căci viu este cel care îți vorbește în seara aceasta. Da, zice Domnul, voi da o întăritură poporului meu pentru zilele acelea deosebite, zice Domnul. Când și cel bătrân va primi cu bucurie și nu se va teme, zice Domnul. Glaus haus angelaus. Deși va fi motive să se teamă din pricina neputinței bătrânețelor, zice Domnul. Dar iată, Duhul meu va fi puternic, zice Domnul. Haus angelaus. Haus angelaus. Zilele sunt aproape până la plinirea acestui cuvânt, dar iată, mai aproape sunt zilele când te voi îmbrăca cu o îndoită putere. Nu știu, zice Domnul.